Bună ziua, dragii mei, sunt Doru Căstăian, sunt profesor și sper că vă amintiți de mine. Săptămâna asta am venit spre voi cu o nouă carte, o nouă minunată apariție a editurii Humanitas Junior. Mă refer la volumul lui Jim Bandy, Galileo Galilei și începuturile astronomiei moderne. Nu este pentru prima oară când vă prezint o carte a lui Jim Bendick. Dacă vă amintiți, acum 2 săptămâni am vorbit despre un alt volum, Arhimede și începuturile științei. Iar acest volum despre Galilei completează cât se poate de frumos proiectul autoarei de a ne învăța câte ceva despre originile științei care, iată, ne-a oferit atât și atât de multe lucruri. Cartea este, ca și cealaltă, o nebunie. Este o plăcere să o parcurgi dintr-o copertă într-alta, o incursiune în mintea și în lumea unuia dintre cei mai mari oameni de știință pe care i-a avut vreodată omenirea. Galilei nu este doar un om de știință, nu este nici măcar doar unul dintre cei mai mari oameni de știință, ci din anumite puncte de vedere este omul care, alături de Kepler, de Copernic sau de Newton, ne-a învățat să privim lumea altfel decât oamenii o făcuseră vreme de mii de ani înainte. Printre altele, Galilei ne-a arătat că planetele care se învârt la oaltă cu noi în jurul Soarelui nu sunt făcute din altceva decât e făcut Pământul și că cel mai probabil dincolo de orbita Lunii nu se află, așa cum credeau anticii, o lume supralunară, eterică, făcută dintr-o cu totul altă materie decât cea din care era făcut Pământul. Galileo Galilei a privit prin telescoapele pe care singur le-a meșterit, nu el le-a inventat, nu Galilei este inventatorul telescopului, dar este creatorul propriilor instrumente de observare a cerului. Și acea privire, acele priviri aruncate prin telescop aveau să schimbe cu totul felul în care noi înțelegem natura și locul nostru în ea. Sigur, vom trece la oaltă cu Galilei, parcurgând paginile cărții, prin tot soiul de episoade care mai pasionante. Îl vom urmări pe Galilei în cetate, îl vom urmări la universitate, îl vom urmări persecutat de biserică și în opoziție cu autoritățile religioase ale vremii, îl vom vedea curajos, îl vom vedea atent sau mai puțin atent la ceea ce credeau sau spuneau contemporanii și la final vom rămâne cu senzația extrem de frumoasă, extrem de adâncă și de profundă că am întâlnit și am cunoscut una dintre cele mai mari personalități care au trăit vreodată. Și ca să vă exemplific cât de frumoasă este cartea lui Jim Bendix și cât de pasională este în același timp, dați-mi voie să vă citesc un paragraf de la final care sună așa. Galileu este înmormântat în Biserica Santa Croce din Florența. Unul dintre degetele sale este expus însă într-o cutie de sticlă și marmură, aflată la Muzeul de Istorie a Științei din Florența. Dedesubtul cutiei stau următoarele rânduri. Acesta este degetul cu care glorioasa mână a cuprins cerul și a trasat imensitatea spațiului. Cu ajutorul unui instrument minunat, făcut din sticlă, a arătat spre stele văzute de el pentru prima dată, dezvăluindu-le simțurilor. Vă mulțumesc și vă doresc din suflet să vă bucurați, așa cum am făcut-o și eu, de această minunată carte. La revedere și pe săptămâna viitoare!